Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Opera Națională a României, suntem cu doamna Măriuca Nedelcu, secretar literar, și o să facem un tur ghidat în interior cât și în exteriorul operei, tur ghidat pe care și dumneavoastră puteți să-l faceți. Trebuie să vă adresați pe e-mail, o să vă lăsăm noi adresa e-mailului sau unde? Sigur, pe comunicare @rondoperanb de la naționalăbucurești.ro. Ok. Ce vedem astăzi? Astăzi o să vedem Opera Națională București. Da. Asta este titulatura noastră. Okay. Este o clădire făcută în anii 1953-54. Dacă tot suntem în exterior, o să vorbim un pic de ce vedem aici, fațada operei, și aș vrea să vă atrag un pic atenția de statuia din fața operei, cea din, chiar din față, este George Enescu, cea care acum e cu spatele, este făcută de Ion Jalea. Toată lumea știe de marele sculptor Ion Jalea, cine a fost și sculptorul care a lucrat cu o singură mână pentru că și-a pierdut mâna în primul război mondial. Și în fața operei este, cu fața către operă, este bazorelieful lui George Ștefănescu. George Ștefănescu este părintele Operei Naționale. O să vorbim, intrăm și vorbim și de George Ștefănescu un pic mai pe larg. Ce vroiam eu să vă arăt aici, să vorbim un pic despre fațada operei, care este impresionantă, zic eu. Inițial, când a fost construită, când a fost făcută clădirea, este proiectată de arhitectul Octavian Doicescu. Aici, stânga-dreapta clădirii, unde sunt cele două bazoreliefuri, erau tot coloane, erau deschise. Deci ce vreau eu să spun este că opera din 53-54 a mai avut mici modificări. I s-au adăugat și niște clădiri, niște corpuri anexe. S-a mărit pentru că erau nevoie de, pentru birouri, pentru săli de repetiție și mai multe decât avea. Dar în 59 au fost adăugate aceste două bazoreliefuri. Aici este o scenă cu spectacol de operă, cu muzică, cu făcute de bazorelief făcut de Zoe Băicoianu și Boris Caragea, iar aici este un bazorelief cu balet făcut de Ion Vlad. Acestea au fost făcute în 59. Peste aceste coloane cu capiteluri dorice sunt patru muze. Din păcate nu știu cine a făcut aceste muze, care sunt, mă rog, reprezentative pentru operă. Eu vă propun să intrăm, să vedem și interiorul operei. Deci ușor, ușor și în țările române încep să se formeze acești profesioniști, mai ales că în 1884 se înființează cele două conservatoare de la București, de la Iași, se formează prima orchestră simfonică română și așa mai departe, deci trupele care trec pe aici angajează acești oameni pentru a da spectacolele. Odată cu înființarea conservatoarelor și așa mai departe, începe și mișcarea românească de a forma acești, de a prinde acești profesioniști în trupe române. Și acum apare George Ștefănescu, care înființează prima trupă românească de operă, se luptă să înființeze prima trupă românească de operă, și la 8 mai 1885 este trupa română de operă nou înființată, are primul spectacol cu Linda di Chamounix de Donizetti, cântat în limba română, și de atunci această trupă de operă are diverse nume, trupa dramatică, trupa lirică, trupa și așa mai departe, dar de fapt ea cam aceeași structură are și este condusă de George Ștefănescu, cel care se luptă, deci el a fost compozitor, a fost pedagog, a fost, și el se luptă foarte tare ca această companie de operă să devină instituție de stat. Își dorește foarte mult ca opera să devină instituție de stat. E, visul îi se împlinește abia în 1921, când
opera devine, trupa asta devine instituție de stat. Concertul inaugural al operei este cu Richard Wagner și pentru a da importanță și a arăta importanța acestui eveniment și așa, la pupitru dirijoral este George Enescu. Nu este o lucrare tocmai ușoară. Pentru un spectacol de Wagner, vă dați seama, trebuie foarte mulți instrumentiști, deci a fost un spectacol grandios măreț, atunci, măreț. Da. Deci opera este instituție de stat din 8 decembrie 1900, primul concert al instituției. Ea este, decretul a fost semnat în 21 de Octavian Goga, pe care atunci era ministru artelor. În 1924 se înființează în Opera Națională, opera română de atunci, se înființează și compania de balet, se creează și compania de balet și din 24 opera română are și companie de balet, ca majoritatea operelor europene. Primul director al operei române a fost Scarlat Cocorăscu, iar al companiei de balet a fost Anton Romanowski, de origine poloneză, venit aici prin... Mă rog, el a făcut școală de balet în Rusia și așa mai departe, a activat și la baletele, la marea companie Baletele Ruse a lui Diaghilev și așa mai departe și a creat aici o școală importantă de balet, de influență pe sistem rusesc. Clădirile în care opera a funcționat au fost de-a lungul timpului vreo trei? Au fost mai multe, au fost vreo trei. Niciuna nu mai există, din păcate. Ce mai există este refăcut un pic pe Calea Victoriei la Hotelul Novotel. Este făcut acea fațadă unde, mă rog, Teatrul Național. Din 21 până în 53, când a fost construită 53-54 actuala clădire, în 54 a fost primul spectacol aici, în actuala clădire, Opera Națională și-a împărțit sălile cu Teatrul Național. Deci își împărțeau aceleași clădiri. De aia toată arhiva noastră până în anii 53 este încă la Teatrul Național. Au fost trei săle, a fost Teatrul Național de pe Calea Victoriei, care a fost bombardat în 44, parcă. Da. A mai fost Teatrul Liric, care pur și simplu s-a degradat, nu era și a trebuit să fie demolat. Și Teatrul Regina Maria, care am impresia că Teatrul Regina Maria era chiar fosta operetă de pe Splai, de pe malul Dâmboviței. Deci astea au fost cele trei clădiri până în 54, când se construiește actuala operei, cred că am tot spus 54. O să ținem minte. Așa, da. Așa, când se construiește actuala operă și cele două instituții se despart definitiv. Se construiește în anii 50, atunci are loc un festival, pentru că atunci este prima deschidere a României către exterior. Mă rog, vreau să epatăm, să arătăm cât de bine e aici și este Festivalul Tineretului Comunist de Pretutindeni. Și venind tineri din toată lumea, atunci a fost perioada în care s-a construit Stadionul Național, s-a construit mai multe pentru acest festival. Clădirea a fost construită pentru a fi operă, s-a folosit întâi pentru acel eveniment, dar apoi a rămas... Și a fost inaugurată cu primul spectacol dat aici în clădire, a fost Dama de Pică. Mă rog, pentru că era fiind de Tchaikovsky, normal așa, dar a fost un spectacol totuși deosebit și... Sala Operei Naționale București este o sală de tip italian, clasic. Ce înseamnă sală de tip italian? Este această sală în formă de podcoavă. Această sală are două rânduri de loji și balconul. Sala este despărțită de scenă printr-un plan, doar planul cortinei.
Ce aici, din păcate, nu se vede, orice sală italiană are fosa orchestrei. Acum, în momentul ăsta, noi avem fosa orchestrei ridicată. A fost nevoie să ridicăm fosa orchestrei, dar orice sală de tip italian are această fosa orchestrei. Fosă vine din limba franceză, înseamnă groapă, deci da. Fosa orchestrei este locul scufundat sub, parțial în fața scenei și sub scenă. Da. Locul orchestrei este evident, orchestra stă acolo, trebuie să se audă foarte bine, dar nu trebuie să împiedice vederea spectatorilor către scenă. De asta a fost creat acest loc. Loc creat destul de târziu de către, că tot am vorbit de Richard Wagner, el când s-a luptat și a construit teatrul de la Bayreuth, a fost cel care a hotărât că fosa trebuie scufundată să nu împiedice. Până atunci orchestra stătea undeva în fața scenei. Este o sală destul de mare, are o capacitate de 915 locuri la vânzare. Te mai poți juca cu niște locuri. Aceste locuri sunt date, în plus, în minus, sunt date de locurile din loji. Poți să pui mai multe sau mai puține scaune, dar noi considerăm la momentul de față că, deci, locurile din loji sunt foarte bine așa, să aibă toată lumea vizibilitate către... Avem 5 categorii de locuri, bineînțeles că aceste categorii de locuri, am fost întrebată, deci categoria de loc este dată de cum se vede scena, oriunde te-ai afla în sală, auzi foarte bine, okay. Dar altfel vezi scena mai de aproape, central, mai lateral, dar aproape, de la etaj departe, așa. Sunt niște locuri care nu au vizibilitate la supratitrare și, bineînțeles, în locurile laterale de la balcon, unde orice ai face, există un mic punct mort al scenei, n-ai cum să-l vezi și din cauza asta sunt categoriile de bilete care sunt reflectate prin prețul acestui bilet. Orice operă, la o operă profesionistă, se cântă în limba în care a fost scris libretul. Deci la operă o să se cânte în italiană, în germană, în franceză, în română și traducerea acestui libret și libretul propriu-zis la operele românești apare pe acel monitor de deasupra scenei. În fiecare sală de tip italian sunt și cele două loji, stânga-dreapta scenei, și o să vorbim și de stânga-dreapta unei săli de spectacol, că cred că este interesant pentru publicul. Deci spuneam de cele două loje laterale, stânga-dreapta scenei, sunt lojele oficiale. În partea stângă este loja direcției, în partea dreaptă este loja artiștilor. Sunt niște loje, dacă ar fi cu categorii de bilete, n-ar fi nemaipomenite categoriile de așa, dar sunt foarte importante. Odată, în loja artiștilor, îți pui un invitat, este văzut de toată sala, deci poți să-ți creezi așa un fel de rumoare în sală, uite cine este în loja artiștilor, uite, îi place, nu-i place, aplaudă, uite cum e îmbrăcat. Deci poate fi și un punct de reper? Bineînțeles, iar loja direcției nu este atât de important să lumea să vadă cine-i la conducerea operei. De multe ori cred că lumea, spectatorii nu știu de multe ori cine-i directorul operei și bine să fie așa, adică nu e neapărat așa, dar este foarte important pentru cei din conducerea operei să aibă contact direct tot timpul cu publicul, să vadă prin observații directe, să vadă ce tip de public au. Nu știu, sala este plină, este goală, reacția publicului, place un spectacol cu montare clasică, cu montare modernă. Deci poți să-ți iei o grămadă de informații observându-ți publicul. Și bineînțeles, vezi și ce se întâmplă pe scenă, ce se întâmplă în fosa orchestrei și așa mai departe. Și că tot am vorbit noi de stânga-dreapta unei săli de spectacol, nu numai aici la operă, și asta este o convenție internațională,
tu, ca spectator, stai cu fața către scenă. Artiștii stau pe scenă, stau invers, cu așa. Și când se montează o operă, se montează un balet pe scenă, regizorul se află în sală și, de exemplu, zice tu, așa, du-te un pic mai la dreapta, nu sta acolo. Și atunci tot timpul este un moment de derută. Dreapta care dreapta? Dreapta mea? Sau... Eventual regizorul mai arată și du-te în dreapta și atunci tu stai, nu e dreapta, e stânga, e stai un pic, unde să mă duc, unde... Așa, și atunci este această convenție, cum te uiți către scenă, în partea dreaptă se cheamă curte, partea stângă se cheamă grădină. Și astfel ai tot felul de indicații din partea unui regizor, ieși pe la curte, ieși pe la grădină, sau se intră pe la curte, se intră pe la grădină. Avem decoruri pe care scrie, nu știu, panou curte, panou grădină sau și așa mai departe. Noi avem într-unul din spectacolele noastre de balet, este la un moment dat, cred că în Baiadera, se cheamă Dans Grădină. Ne ajută și decorul, pentru că într-adevăr este o grădină, este așa, dar de fapt dansul ăsta grădină este că se desfășoară în partea stângă a scenei, deci spre grădină. Și de obicei un om al teatrului nu prea folosește în teatru stânga-dreapta, e totdeauna curte-grădină, adică ăștia sunt termenii folosiți de oamenii din teatru. Și bineînțeles, avem deasupra celor două loji, sunt lojele de lumini, luminile se cheamă loje de urmărire. De ce sunt loje de urmărire? Tot așa, urmărire curte, urmărire grădină. Sunt singurele reflectoare care acum sunt manevrate manual de către colegii mei de la Lumină Scenă. Sunt cele care, în funcție de normal, de cerințele regizorului sau coregrafului în cazul spectacolelor de balet, urmăresc, se pun luminile pe un personaj sau pe obiecte și așa mai departe. Și celelalte lumini, celelalte faze de lumini sunt înregistrate pe acel computer, orga de lumini, așa, și se modifică în timpul spectacolului printr-o singură apăsare de buton. N-ai cum să memorezi exact și mișcarea celui de pe scenă. Da. În mod normal este, regia e bine pusă la punct, dar totuși este făcută de oameni. N-ai cum să mergi milimetric sau se mai întâmplă să uite, să meargă către grădină, să meargă către curte sau se... Așa, și atunci, și atunci singurele... tot omul va sta și acolo? Exact. Și în ziua de astăzi, singurele lumini manevrate uman sunt aceste lumini de urmărire, din aceste două loji de urmărire. Sigur, noi în timpul spectacolelor, de cele mai multe ori în timpul spectacolelor, pe marginea scenei sunt mai mulți oameni decât sunt pe scenă. Pentru că avem mașiniști, avem electricieni, avem perucherii, avem croitorii, avem cei care ajută la schimbările rapide de costume sau, nu știu, se întâmplă un accident pe scenă, trebuie să fie cineva care poate să intervină așa în timp de secunde. Deci, de cele mai multe ori pe marginea scenei avem mai mulți oameni decât pe scenă și pe scenă sunt destui oameni, adică sunt cântăreții, sunt balerinii, sunt coriștii, sunt cei care fac figurație, deci sunt, acum depinde și de spectacol. Spațiul unde suntem noi acum este scena Operei Naționale, din păcate nu putem să vedem și sala, decât, mă rog, putem să tragem un pic cortina. Să tragem puțin cortina, să o vedem și de aici. Exact. Așa. Vedem și podea fosei, care ne-ați spus că ea se lasă pneumatic. Da, acum este ridicată, din păcate. Deci este o distanță un pic mai mare, distanță între scenă și primul rând de scaune, față de un teatru. Da. La operă, distanța dintre scenă și primul rând, tocmai din această cauză, din cauza fosei orchestrei, este mai mare. De asta, de exemplu, și machiajul, să zicem, machiajul de operă diferă de cel de teatru, pentru că este un machiaj foarte îngroșat.
sigur că și la teatru sunt diverse machiaje, trebuie să îmbătrânești un om, să-l așa, dar machiajul de teatru diferă foarte mult de machiajul de operă. Da. Suntem acum pe scena operei. Tot spațiul ăsta care îl vedem pare un pic mai mare decât așa, pentru că noi vedem și culisele. Culisele în mod normal sunt delimitate de scenă, acum ce reușim și noi să vedem, de aceste, uitați, acești pantalon se cheamă, stânga-dreapta, deci curte-grădină, cum vorbeam. Exact. Sunt material textil sau la anumite opere, anumite balete, sunt niște panouri fixe. Deci, odată ele au rolul de a delimita locul scenei de culise, ca cei din sală să nu vadă exact ce se întâmplă în culise. Ei mai au și rolul de a orienta, mai ales, bineînțeles, la spectacolele de operă, de a nu lăsa sunetul să se piardă în spațiul ăsta. Deci, cumva, orientează sunetul către sală. Și ce este foarte important de spus este că la o operă, sunetul care se aude în sală este sunetul natural, deci soliștii noștri, corul, nu cântă cu amplificare. Deci ce auzi în sală este sunet natural. Și poate și de asta meseria de cântăreț de operă este nu tocmai ușoară. Nici cea de balerin n-ar fi tocmai ușoară. Opera Națională este teatru de repertoriu. Ce înseamnă teatru de repertoriu? Pe fiecare stagiune avem cam 40 de titluri de operă de balet pe care le rulăm. Adică noi dăm în fiecare seară alt spectacol. Colegii de la Lumin care demontează acum toate de pe o contrabară. Sunt aceste contrabare sau ștângi care sunt sus, sunt din metru în metru. Pe aceste contrabare se montează lumini, se montează decoruri, se montează diverse. Avem și un podeț mobil. Deci, ce vreau eu să spun e aici că tehnica scenei este bine pusă la punct și este una dintre scenele destul de bine dotate ale României. Tot așa avem aceste, noi stăm pe una dintre turnante, este turnanta centrală și turnanta laterală, este folosită în unele montări. Acum, în ultima noastră montare, la premiera la Clemența di Tito de Mozart, au fost folosite aceste turnante. Și la ce folosesc ele? Ele pur și simplu rotesc decorul. Poți să rotești decorul. Pentru că decorul are mai multe fețe. Poți să aibă două fețe este și făcut, atunci... Da. Noi avem mai multe spectacole cu decor din acesta circular. Se folosește turnanta. Avem această nouă Clemență di Tito în care decorul și în general cam la toate decorurile se rotesc în timpul spectacolului. Nu mai e nevoie de acea pauză, trasă cortina, mașiniștii care vin, mută, schimbă și așa mai departe. Este o metodă de a folosi cu decorul care se rotește, se schimbă. Avem această Clemența di Tito cu decorul ăsta circular, mai avem iarăși un spectacol Rigoletto, unde decorul este iar foarte interesant. E format, mi se pare că la Rigoletto avem trei felii de decor. Se schimbă decorul și cu interpreții, cu cântăreții, cu așa, care trec în timp ce se schimbă, merg contra mișcării decorului și trec dintr-un spațiu în altul. Acum v-am spus, depinde de viziunea regizorului, este foarte... Mai avem decoruri care se schimbă, sunt puse... În general, toate decorurile sunt puse pe rotițe, pe să fie manevrate cât mai ușor, scoase cât mai ușor, cât mai repede, cât mai... Avem spectacole, de exemplu, în care decorul se schimbă sub ochii spectatorilor, cum ar fi în regia lui regretatului Caramitru. Avem un decor de tot Tchaikovsky, Evgeni Onegin și, mă rog, bineînțeles, clasicele decoruri fixe care nu pot să zic că sunt la fel de spectaculoase ca și cele
Da, depinde, v-am zis, de regizor cum și-a imaginat propriul spectacol. Vedem și niște semne pe jos. Semnele astea sunt, și pentru mine sunt un pic așa, sunt semnele puse de mașiniști. În momentul când este montat decorul pe scenă, vă dați seama, se învârte și la unele, se învârte și turnanta, trebuie și oprit sunt puncte de fix, reper. Sunt puncte de reper sau la schimbările foarte rapide de decor, trebuie să aduci nu știu ce piesă de decor, ai făcute aceste unghiuri. Deci colțul decorului vine până în acel semn. Da. În mod normal aceste semne din public nu se văd. Exact. Adică sunt făcute în așa fel încât să nu se vadă. Dar sunt importante pentru cei care schimbă, manevrează decorul. Vă dați seama, trebuie făcute schimbări. De multe ori se fac schimbările nu cu cortina aceasta trasă, cu cortine semi-transparente în întuneric total aici. Nu este tocmai ușor pentru întuneric în liniște să schimbi... Iată, aflăm niște lucruri din culise, să zic așa, pe care spectatorii nu le știu. Și nu trebuie să le știe, e important, nu ar trebui să... Exact, și nici să le vadă, bineînțeles. Da. Și de acolo nu se vede nimic, totul da, decurge trebuie organic. Să fie, exact, da. Începusem să spun că noi suntem un teatru de repertoriu, deci avem un număr de titluri, în jur de 40 pe stagiune, pe care le rulăm. Având atâtea titluri, vă dați seama, avem, deci implicit și 40 de decoruri, în jur de 40 de decoruri. Avem nevoie de spațiu de depozitare a acestor decoruri. Plus că mai avem și opere care nu, sau balete care nu sunt încă, adică nu mai sunt de actualitate, dar încă sunt păstrate, nu știu, vor reveni, vor și așa mai departe, deci trebuie acest spațiu de depozitare. Spațiu de depozitare sunt stânga-dreapta scenei, deci curte-grădină. Vedem o mică ușă deschisă, așa. Care de fapt în ghilimele mică e foarte imensă. Da, aici de exemplu nici nu vedem spațiul acesta și acolo există o ușă, dar care este deschisă. Astea sunt buzunarele scenei. Spațiile de depozitare, o să facem câțiva pași să vedeți și cât de mare este acest spațiu de depozitare. Acest spațiu de depozitare este și la subsol, fix tot așa pe... Clădirea noastră, de fapt, este în oglindă, este perfect simetrică, deci stânga coincide cu dreapta. Vă spuneam de pantaloni, aceste ori draperii, ori panouri fixe care delimitează scena de culise. Se cheamă pantalon pentru că sunt înalte și înguste și mai departe să mergi cu analogia cu așa buzunarele scenei. Da? Deci cracul și buzunarul unui pantalon. Care este depozitul? Buzunarul este depozitul, da. De... da. Aici butaforie. Sunt, nu butaforie, nu? De decoruri mari. De decoruri butaforia, mari. Avem și aici, o să intrăm doi pași la butaforia. Okay. Deci butaforia sunt obiectele mici de pe scenă. Da. Da? Gen un asta scaun, e un, între decor și butaforie. Da, decorul este partea mare, care poate să fie panou fix, poate să fie, nu știu, poate să fie o simplă... un decor pictat, mai ales la cum sunt la balete și așa mai departe. O să facem doi pași să vedem spațiul, buzunarul, unul din buzunare, buzunarul de la grădină, unde mai sunt și mai ordonate decât acum. Aici este parte din decorul de la Clemența di Tito și n-aș ști să vă spun care este regula după care se depozitează aceste decoruri, dar colegii mei mașiniștii au clar evidența decorurilor care unde sunt, cum sunt puse, cum sunt... Trebuie să le fie ușor da. De bineînțeles, montat și de montat. Da. Iar un decor și la teatru și la operă oriunde se face din materiale ușoare. Deci asta e ideea, ca un decor să poată fi transportat ușor de câțiva oameni. Și fiind teatru de
repertoriu. Tocmai este încurajat ca acest decor să fie modular, să fie ușor de transportat și de schimbat. Sigur că avem și noi spectacole complexe, vă pomeneam de acest Rigoletto, pe care decorul este montat pe turnantă, este masiv, este așa, și montând odată decorul, trebuie să dai cam 2-3 spectacole cu același titlu. Deci avem și mici excepții de la regulă, nu chiar un spectacol în fiecare seară, pentru că este, dacă ai montat și demontat decorul, îți blochezi prea multe zile, adică durează prea mult, adică montatul este o zi și apoi demontatul încă o zi și atunci blochezi și prefer să dai 2 seri la rând același spectacol, da, eventual distribuții diferite ca să atragi publicul. Că avem și noi spectatorii noștri care vin la același titlu, vin de mai multe ori în funcție de distribuție, bineînțeles. Da. Bun, deci aici spațiul ăsta este enorm, putem să mai mergem și să vedem încolo. Da. Nu știu, observăm și înălțimea. Da, ăsta este decor, ăsta este piesă de decor, de exemplu, din Lohengrin. Văzut pe scenă, pare o placă mare de metal, ușor ruginită, da, ușor e așa. E culoarea care este dată, exact, da? Care e dată de vopsea. De vopsea. Pentru că el este placă ușoară de un fel de pefele lemn sau ceva, da, de genul. Da, da, așa, mă rog. Și aici sunt studii întregi de ce materiale să se folosească pentru decoruri, ca să nu absoarbă sunetul, să nu fie... Dar asta vreau să zic, decorurile se fac din materiale ușoare, chiar dacă el are dimensiunea asta, deci toată grozăvia asta este, poate să fie dusă de 3 oameni până pe scenă fără nicio dificultate. Și în general, cum ziceam, sunt puse pe rotițe, să nu fie nevoie să ridici, să tragi, să... Și aici recunosc că așa coloanele astea sunt din spectacolul Raimonda. Hai să le vedem. Deci v-am spus, aparent este o mare dezordine aici, dar... E o dezordine organizată, înțelegem. Da, da. Da. Deci spațiul este mult mai mare și gândiți-vă că fix același spațiu este și la subsol. Și la subsol și da, vis-a-vis. Da, da. Cu spațiul care este deservit de acest lift. Aceste lifturi. Acest lift de marfă, da. Are când treci așa, nici nu-ți dai seama că este lift, da, până ți se atrage atenția. Am spus, mi-aș fi dorit foarte mult să filmăm aceste lucruri cât încă opera era în activitate, acum am intrat în vacanță, pentru că, nu știu, opera e dată de oamenii săi, nu doar de clădire. Adică este foarte important să vezi ce muncește un mașinist, ce face un electrician, ce fac, nu știu, să auzi un instrumentist care repetă o bucată muzicală, să asculți o repetiție de cor, să asculți o repetiție de orchestră, și, nu știu, când intri în operă în timpul stagiunii, tot timpul auzi de undeva muzică, nu știu, este un balerin care chiar și în foaier își face încălzire, așa mai departe. Este foarte frumoasă lumea asta a spectacolului și a spectacolului de operă în particular. Și de asta mi-ar fi plăcut, poate o să reveniți odată când vom avea și activitate, să vedeți ce înseamnă tumultul ăsta al vieții. Sau poate dumneavoastră care vedeți acest material și vreți să faceți un tur ghidat, prindeți un moment de genul acesta. Da. Iar aici înălțimea scenei este chiar înălțimea clădirii. Chiar deasupra de tot, pe acoperiș, este o trapă, se deschide. Nu este, vă dați seama, nu e ca la Teatru Odeon când toată sala se duce toată. Exact. Așa, aici este, acea trapă are rol funcțional pentru a ajunge la anumite motoare și așa mai departe. Nu. Dar se poate deschide, adică mi s-a întâmplat. Eu n-am remarcat, nu știam că există această deschidere până când am trecut odată într-o iarnă pe aici și erau niște fulgi de zăpadă și am zis, poftim, de unde vin, ce se... Și era un mare gol deasupra mea. Deci sunt foarte multe lucruri de spus despre operă și ce înseamnă ea, operă și balet și ce înseamnă ea, despre toată lumea care muncește în operă, nu neapărat
Sigur că sunt foarte importanți, clar, cei care se văd soliști, gen cor, gen balerini, corp de balet, orchestră și așa mai departe, dar este o lume foarte frumoasă și cu cei care lucrează în spatele. Da. În spatele scenei. Și mi-a spus că sunt mai mulți cei care lucrează în spate. De multe ori sunt mulți, dar și ei, și sunt niște meserii foarte specifice, foarte, pe care nu ai cum să le înveți decât lucrând într-un teatru. Din păcate, nu prea avem școală și nu poate să existe școală de, nu știu, de numai machiaj de operă. Nu, dar în general toți colegii mei care lucrează în operă, în spatele scenei, în culise, sunt formați aici. Sigur, vii ca specialist, că știi, dacă te angajezi la lumini, ești electrician, dar înveți foarte multe. N-am vorbit deloc, nu v-am spus, de colegii mei de la regia tehnică. Totdeauna eu regia tehnică am comparat-o cu un turn de control la un aeroport. Adică dacă nu ai regie tehnică, nu se poate întâmpla nimic pe scenă, într-un spectacol. Nu, ei sunt cei care coordonează un spectacol, dau toate schimbările care se întâmplă pe scenă. Pornind de la intrarea soliștilor pe scenă până la schimbări de decor, schimbări de lumini, când se trage cortina, viteza cu care se trage cortina și așa mai departe. Și sunt colegii de la regia tehnică, majoritatea au studii serioase de muzică, nu așa, pentru că ei toate modificările astea care se întâmplă pe scenă le au ca reper când se face o modificare pe partitură. Deci ei urmăresc partitura. Deci trebuie să citești o partitură în timp real. Bine, nu vorbesc de suflări, nu vorbesc de... Sunt cu studii serioase de muzică. Și foarte mulți din colegii mei de la Lumin, de exemplu, că îi văd aici, nu sunt... Au repere muzicale când, sigur, ei primesc comenzi de la regia tehnică că te pregătești pentru faza X de lumini, de schimb de lumini. Așa, dar ei au deja urechea formată și știu exact când urmează schimbarea și sigur au fost și momente, nu știu, eu zic drăguțe, un dirijor ar spune că nu e drăguț când ți-a întârziat un cântăreț pe scenă, nu a apărut și se aude un lălăit de la, nu știu, de pe... Așa că este cel de la Lumini care îi lipsea intrarea respectivă și a început să cânte el sau... Mă rog, dar astea nu... Le dorim. Se întâmplă, da, se întâmplă. Sunt foarte multe povestiri drăguțe și așa, dar putem să le vorbim de ele. Sunt interesante și ne-ar plăcea să le auzim și pe acesta. Probabil la o următoare întâlnire. Nu poți să vorbești despre operă doar într-o singură întâlnire. Nu, da. E imposibil. Mulțumim mult pentru această primire. Noi vă mulțumim. Ne-a făcut mare plăcere și vă așteptăm și, nu știu, sigur la spectacole, bineînțeles. Dar și... Bineînțeles. Mulțumim toate cele bune. Mulțumesc.